Mircea Droană, candidatul independent la alegerile prezidențiale, este urmărit și în prezent de cadourile de la Marian Vanghelie. Mircea Droană a spus că a primit ceasurile de lux cu ocazia împlinirii de 50 de ani, însă că el nu bănuia ce conține cadoul. A fost un cadou făcut la aniversarea mea de 50 de ani. N-au fost deschise. N-am știut ce e înăuntru. N-au fost deschise nicio secundă. Când a apărut o întrebare despre Vanghelie cu un alt proces și procurorii au cerut ca ele să fără să-mi ceară cineva. M-au întrebat, aveți ceva, vreun cadou primit de la Vanghelie? Da, am primit niște ceasuri la ziua mea, nedeschise, efectiv, nu știam valoarea lor sau ceva. Le-am dus... Dar ce ceasuri erau, apropo? Ceasuri, cum să spun, de marcă, evident. Nu știu dacă erau 100 de mică, că nu știu dacă asta e suma. Le-am dus din proprie inițiativă, m-au întrebat, la modul cel mai onest, poate că altcineva le-ar fi spus, n-am primit nimica de la Vanghelie. Am zis, am primit niște cadouri de ziua mea la 50 de ani, da? La 50 de ani. O cifră relativ rotundă. Le-am dat acolo, asta a fost, n-am nimic de a face cu altceva și aștept ca de îndată ce pot să le înstrăinez, să le înstrăinez cu mare, mare bucurie. Da. Sunt la dispoziția justiției când se clarifică, le înstrăinez într-o milisecundă. Deci nu vreau să le înstrăinez în sensul să le donăm, nu vreau să fac niciun rost de bani din chestia asta. Mm-hmm.